Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Yeah!
3-2 cu Universitatea Cluj. Cum catalogați meciul? Cum a fost? Nu ne dezmințim, acest derby al Clujului tot timpul este unul spectaculos și dificil în același timp. Un meci foarte greu, deoarece noi venim după o nereușită la Baia Mare, unde nu am reușit să câștigăm meciul, deși am avut un avantaj consistent în setul 4. Și acest lucru și-a pus, în momentul acesta, amprenta asupra jocului nostru. Unde s-a rupt astăzi meciul? Ați avut 2-0? Am avut 2-0 și practic puteam să chem acest meci mai repede, dar eu îi felicit totuși pe băieți că consider că azi am avut mai mulți adversari, nu doar echipa din Cluj, care au reușit să se mobilizeze în primul rând să câștige setul 5. Jocul s-a rupt practic la Baia Mare când s-a pus, când nu a reușit să închem în 3 seturi, atunci s-a rupt jocul. În setul 4 au existat totuși iar niște răbufniri ale echipei care nu și-au rost într-un joc sportiv. Și în loc să ne mobilizăm să luptăm cu adversarul, am început să căutăm scuze în alte părți, respectiv în arbitraj. Dar v-am spus, eu îmi felicit echipa pentru că acest meci, orice meci, în momentul când este 2 egal, banul poate să cadă pe orice parte, adică poate să și pierzi cu 3-2. Până la urmă, din 3 puncte am făcut 2 și sper că în deplasarea de la Zalău să repetăm meciul bun care l-am făcut cu Dinamo în prima etapă. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.